Republica Moldova va trece la ora de iarnă 2015 noapte dintre 24 și 25 octombrie, urmând ca acele ceasornicelor să fie date cu o oră înapoi. Astfel, ora 4 a de 25 octombrie devine ora 3. 25 octombrie va fi cea mai lungă zi a anului 2015. Benjamin Franklin este cel care s-a gândit în anul 1784 că ar trebui să dăm ceasul înainte și înapoi, în funcție de anotimp. Ideea a fost motivată de necesitatea de a economisi uleiul din lămpile de iluminat. Metoda a fost folosită pentru prima oară abia în timpul primului război mondial în câteva țări din Europa. În prezent, 70 de țări din Europa și America dau ceasurile cu o oră înapoi. Totodată sunt țări care nu aplică schimbarea orei. Din toamna anului 2011, Rusia a renunțat la acest sistem, pe motiv că schimbarea orei de două ori pe an este un lucru nociv la adresa sănătății oamenilor și provoacă stres. Deși este mai puțin nefastă în termen de tulburări ale somnului decât trecerea la ora de vară, când noaptea devine mai scurtă cu o oră, schimbarea orei este resimțită mai ales de persoanele mai fragile, precum copiii și bătrânii. Perturbările produse pot fi nefaste pentru sănătatea și pot tulbura nu doar somnul, ci și pofta de mâncare, capacitatea de muncă, concentrarea și stările de dispoziție. Pentru a diminua efectele, specialiștii propun câteva recomandări pentru a trece cu bine la ora de iarnă. Una dintre acestea este schimbarea orei în ajun, motivându-se prin necesitatea de a obișnui organismul înainte de a se produce schimbarea. O altă recomandare este de a merge la culcare cu o oră mai târziu, sâmbătă seara. În acest fel, numărând aceleași ore de somn, trezirea de dimineață se va face la o oră considerată obișnuită. De menționat că ora se schimbă de două ori pe an, în ultima duminică a lunii martie și în ultima duminică din luna octombrie.